Vaya, Bajola, Baba! Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi la Viața Bate Filmul și astăzi vorbim despre căldură. Ne perpelim la soare, înseamnă că ne încălzim. Nu vorbim de soare ca și fotosinteză, ci ne gândim la coeficientul termic, Q, care poate fi mai mare sau mai mic. Trebuie să recunoaștem că deja suntem în luna octombrie și lucrurile nu par să miroase prea bine. De ce? Pentru că termica este într-o stare de insuficiență respiratorie, pentru că noi vrem căldură, pentru că nu știu de unde o vom primi. Bineînțeles, acum vorbesc și mă refer la cei aproximativ 20.000, peste 20.000 de consumatori racordați la sistemul centralizat de încălzire. Ce se va întâmpla? Cât de bine se vând acum centralele pe gaz? Eu zic că se vând bine. Haideți să vorbim despre această problemă, că este o problemă. Avem centrală de apartament. Da. La soare, acasă sau aici? Acasă. Cu lemne. La sobă. Am centrală proprie. Cu centrală. Cu lemne. Cu lemne. Foarte greu. Foarte greu, mai ales pentru bătrâni, pentru copii, cei care n-au încălzire pe gaz. Și am înțeles că se scumpește grozav de mult, foarte mult, aproape dublu pentru o familie de pensionari este chiar la un apartament de două camere, este prea mult, nu înțelegem de ce. Gazele nu sunt chiar atât de scumpe, am înțeles că centrala care se construiește acum nouă e pe gaz metan. De ce se dublează aproape prețul gigacalorii? Rău, urât din partea lor. Urât din partea lor. Nu cred că e o problemă, o chestie bună că disfințează cetul. O părere bună. Nu mă întrebați că eu fac căldură în casă dacă mi-am cumpărat lemne. Dacă nu, nu fac. Cred că în blocurile unde sunt prea puține centrale de apartament, o centrală pe bloc ar fi mai avantajoasă, ar fi, eu știu. Nu știu. Nu știu. Să le dea căldură, să plătească, să fie mai puțin la... să plătească. Păi asta. Cetul producea și curent, din câte știu eu, nu sunt de specialitate. Producea și curent și energie. Și energie termică. Și în momentul când aborul care ieșea, am înțeles, de la cazan, îl folosea. Cred că era mai ieftin și mai eficient. Trebuie să rămâi cetul vechi. Nu-i căldură, nu știu. Așa e legea. Eu știu. Tot ce consumăm trebuie plătit. Dreptul implică și niște datorii. Nu numai drepturi. Adică nu trăim numai din drepturi. Trăim și din... Da, de ce nu? Da. Eu locuiesc la țară. De asta nu prea știu la oraș. Nu știu dacă poate fi considerat ca un drept. Fiecare are dreptul să hotărască. Dacă toată lumea ar fi cinstită, ar fi fost bine, când e în ceva mai multe, ca și o, cum se face o ciorbă sau o mâncare de fasole. Mult mai bună e când e mai mult la un loc, așa și aici. Dar dacă separat, na. E bine și așa că nu se mai fură unul pe altul, că se fura cu termica, se fura, că nu era altă metodă. Cred că da, eu știu, nu știu, cum hotărăsc că e mai mari, habar n-am întâi. Nu, să nu vorbim de politicieni, nu. Ei își trag foc numai la oala lor, adică să le fie lor căldut și bine. Restul nu prea interesant. Nu știu dacă o să o scoată la capăt vreodată. Politicienii o duc bine, mai rău. Nu știu, de restul lor. Nu cred. Sunt neserioși. Ei au de toate, iar prostime n-are nimica. That's a no-no, cum zic americanii. Nu prea e de bine. Sau, cum zic românii, e de oaie. Parcă ar avea vreo vină oaia în cazul de față, dar nu. Este o problemă destul de serioasă. Temperaturile în apartamente, în apartamentele celor care nu au centrală, care în continuare au sperat în sistemul centralizat de termoficare, nu arată prea bine. C-
Ce pot să vă zic? Doar dacă aveți idei, păreri, vă așteptăm pe wbf.ro sau puteți trimite SMS-uri și telefoane la 0744238830. Nu uitați, cei care aveți firme, activități care ajută pe cei din jur, ne puteți demonstra lucrul acesta prin fotografii, prin povestiri, prin multe alte lucruri. Vă așteptăm mail-uri la office@simplymind.com și puteți câștiga publicitate la TV gratuită, oferită de către noi. Așadar, vă așteptăm și sperăm să ne apropiem cât de repede de un prim câștigător al campaniei și să discutăm, să avem impresii în legătură cu așa ceva. Pentru Viața Bate Filmul, Steve. Da, vorbim în Suceava. Pentru nuntă trebuie să fie totul perfect. Vreau cele mai noi invitații, decorațiunile să fie speciale. Vreau prețul cel mai mic și calitatea. Ședința foto o vreau pe o barcă și filmarea HD. Ei, ne vom înțelege noi cumva. Simply Mind și Simply Art, agenție full service. La noi găsiți cele mai bune prețuri la video, foto, decorațiuni, invitații. Telefonul 0744 238 830. Simplymind.com și simplyart.ro. Totul pentru nunta ta.